Spre slava și onoarea lui Dumnezeu, deschidem ora de rugăciune, de fapt momentele de rugăciune, cu cântarea numărul 643. E o mare favoare să fim în fața lui Dumnezeu, iar eu îmi simt responsabilitatea de a-mi prezenta biserica în fața Lui. Susțineți-mă! Tatăl nostru care ești în ceruri, prin numele Domnului Iisus Hristos, fii lăudat pentru harul ce-L reverși peste noi. O zi frumoasă de sabat, ușile deschise, ajută-ne să luăm seama la binecuvântările Tale și să-ți trimitem înapoi coșul plin cu recunoștință. Inimile noastre stau acum tremurânde la glasul Tău. Învlelnicește vorbitorul, pune-i cuvinte pe buzele lui și Duhul Tău cel Sfânt îl ia în stăpânire, iar pe noi golește-ne de tot ce este rău să ia cuvântul Tău loc în ea și Iisus să locuiască în viața noastră. Fii lăudat pentru toate! Tată, Fiul și Duh Sfânt, în veci de veci. Amin. Pacea Domnului! În dimineața aceasta vreau să vă dau o veste bună, că în curând suferința va lua sfârșit. Poate că într-un moment al vieții v-ați întrebat de ce există atâta suferință. De mii de ani, familia umană suferă din cauza războaielor, a sărăciei, a dezastrelor, a criminalității, a nedreptății, a bolilor și, în ultimul rând, al morții. În ultima sută de ani, omenirea a fost martoră unor suferințe fără precedent. Se va sfârși însă vreodată această suferință? Este încurajare pentru noi să știm că suferința va lua sfârșit. Ea va lua sfârșit chiar mai devreme decât ne așteptăm. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, afirmă: cel rău nu va mai fi. Cei blânji moștenesc pământul și se vor despăta în belșug de pace. Pentru cât timp? Cei drepți vor stăpâni pământul și vor locui pe vecie. Psalmul 37, versetul 10, 11, 29. După ce Dumnezeu va pune capăt răutății și suferinței, pământul va fi transformat într-un paradis. Atunci oamenii vor putea trăi veșnic, bucurându-se de sănătate și fericire. Cuvântul lui Dumnezeu prezice: El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nici jale, nici strigăt, nici durere nu vor mai fi.
Revelația 21:4. În această lume nouă, chiar și morții vor fi aduși la viață bucurându-se de următoarea promisiune consemnată în Biblie. Va fi o înviere atât a celor drepți, doar cât și a celor nedrepți. În Faptele Apostolilor 24, versetul 15. Din acest motiv, Iisus Hristos a spus răufăcătorului penitent care a crezut în El: vei fi cu mine în paradis. De ce suferim? Din moment ce Dumnezeu le-a pregătit oamenilor un asemenea viitor, de ce a permis El suferința? De ce o tolerează de atâta vreme? Când i-a creat pe Adam și Eva, Dumnezeu i-a îndestrat cu un corp și o minte perfectă. I-a așezat într-o grădină paradisiacă și le-a încredințat o muncă plină de satisfacții. Biblia spune: Dumnezeu a făcut tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Geneza 1:31. Dacă ar fi ascultat de Dumnezeu, ei ar fi dat naștere unor copii perfecți, iar paradisul ar fi fost extins pe tot pământul, în plus oamenii ar fi trăit veșnic în pace și fericire. Dumnezeu i-a înzestrat pe Adam și Eva cu liberul arbitru. Ei nu erau niște roboți lipsiți de rațiune. Totuși, fericirea lor aveau să depindă de modul în care își foloseau liberul arbitru. Ei trebuia să asculte de legile lui Dumnezeu. În acest sens, Dumnezeu spune: Eu, Domnul, Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos și te conduc pe calea pe care trebuie să mergi. Isaia 48, versetul 17. Folosirea greșită a liberului arbitru ar fi dus la dezastru, întrucât oamenii au fost creați să aibă parte de fericire independent de Dumnezeu. Biblia spune: soarta omului nu este în puterea lui, nici nu stă în puterea omului când umblă și să-și îndrepte pașii. Ieremia 10:23. Însă primii noștri părinți au considerat că vor putea trăi fericiți independent de Dumnezeu, dar când au respins conducerea lui Dumnezeu, ei au pierdut sprijinul lui și implicit perfecțiunea. Din acest motiv, ei au început să degradeze, ajungând în cele de urmă să îmbătrânească și să moară. Și potrivit legilor genetici, noi am moștenit cu toții imperfecțiunea și moartea. Principala controversă, suveranitatea. De ce nu i-a distrus Dumnezeu însă pe Adam și Eva, creând o altă pereche de oameni? Deoarece fusese contestată suveranitatea universală a lui Dumnezeu, adică legitimitatea domniei sale. Se pusese întrebarea: cine avea dreptul să domnească și a cui domnie era cea mai bună? Cu alte cuvinte, ar fi putut oamenii să trăiască mai bine fără conducerea lui Dumnezeu? Acordându-le oamenilor destul timp pentru a conduce independent de Dumnezeu, Creatorul nostru avea să stabilească odată pentru totdeauna a cui guvernare era cea mai bună, a lui Dumnezeu sau a lor însuși. Timpul acordat oamenilor trebuia să fie suficient de lung pentru ca ei să poată exprima, pentru ca ei să poată să experimenteze independent de guvernarea divină. Unde au adus aceste încercări? Miile de ani de istorie umană atestă că suferința a devenit din ce în ce mai acută. În secolul trecut, familia umană a cunoscut cea mai cumplită formă de suferință. În timpul Holocaustului au fost uciși milioane de oameni. De asemenea, peste 100 de milioane de persoane au murit în războaie. Criminalitatea și violența au atins cote alarmante. Consumul de droguri s-a răspândit pe tot globul. Bolile cu transmisie sexuală afectează tot mai mulți oameni. Zeci de milioane de persoane mor anual din cauza foametei și a bolilor. Viața de familie și valorile morale sunt pretutindeni în declin. Nici o guvernare umană nu poate rezolva aceste probleme și nici nu poate înlătura îmbătrânirea și moartea. Situația omenirii corespunde într-un totul descrierii pe care o face Biblia timpurilor noastre. Cuvântul lui Dumnezeu numește timpul în care trăim ultimele zile. Zile marcate de timpuri critice, cărora cu greu li se vor face față și, conform Bibliei, oamenii ticăloși și împotrivitori vor înainta în rău tot mai mult.
în curând, o lume fără suferință. Toate dovezile indică faptul că ne apropiem de sfârșitul încercărilor nereușite ale oamenii, ale omenirii, de a se conduce independent de Dumnezeu. S-a demonstrat clar că oamenii nu se pot conduce niciodată cu succes fără îndrumarea divină. Numai guvernarea lui Dumnezeu poate să aducă pace, fericire, sănătate, viața perfectă și viața eternă. De aceea, perioada în care Dumnezeu a tolerat răutatea și suferința se apropie de sfârșit. În curând Dumnezeu va interveni în afacerile lumii, distrugând în totalitate acest sistem de lucruri neputincios. Biblia profețește: în zilele acestor împărați, adică a guvernelor noastre, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care va fi distrusă. Care nu va fi distrusă, mă scuzați. Ea va sfărâma și va nimici toate acele împărății, dar ea însăși va dăinui pentru totdeauna. Justificarea suveranității lui, adică legitimitatea domniei sale, este de fapt principala învățătură a Bibliei, prezicând un element cheie, semnul ultimelor zile. Iisus a spus, această veste bună a împărăției va fi predicată pe tot pământul ca mărturie ca toate națiunile și atunci va veni sfârșitul. Dar când va veni acest sfârșit? Vor rezista supraviețuitori? Iată ce ne răspunde Biblia, căci oamenii drepți vor locui țara și oamenii integri vor rămâne în ea, dar cei răi vor fi nimiciți din țară. Proverbe 2:21-22. Oamenii drepți sunt cei care învață voința lui Dumnezeu și o înfăptuiesc. Iisus Hristos a spus, aceasta înseamnă viața veșnică, ca ei să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Ioan 17:3. Într-adevăr, lumea trece, dar cine face voința lui Dumnezeu rămâne pentru totdeauna. Amin. Vă invit în continuare la rugăciune și aș dori o propunere din sală, dacă să ne rugăm pe grupe sau să se anunțe careva. Haideți în grupe de 2-3 persoane. Familia mea să recunoască pe Dumnezeu.